Pe Butuci, așa poate fi caracterizat pe scurt sistemul medical din țară. Modificările care se anunță în acest an nu fac altceva decât să îngreuneze funcționarea unităților medicale. Fostul ministru al sănătății, Eugen Nicolaescu, a precizat că anul acesta accentul se va pune pe spitalizarea de zi, lucru care aduce deservicii spitalizării continue. Din videoconferințele cu ministrul sănătății am tras concluzia că bugetul nu va fi mai mare ca cel de anul trecut, accentul punându-se pe asistența medicală prespitalicească. Acest lucru vă defavorizează? Defavorizează în totalitate spitalele din țara românească. Se vor reduce și paturile? Pentru că se vorbea și de acest lucru. Există un plan de reducere până prin anul 2020. Nu știm cu câte, în ce procent vor fi reduse, vom afla probabil luna martie. În condițiile de față nu mai pot fi diminuate sporurile și salariile pentru că acest lucru s-a făcut anul trecut. Nu pot fi concediați nici angajații pentru că numărul acestora este la limită. Nu putem să mai diminuăm sporurile și salariile pentru că au fost diminuate. Am încercat să aducem servicii în sistemul de ambulator, servicii noi, prin medicii care au deschis cabinete anul acesta. Nu vorbim nici de reducerea personalului, pentru că suntem la minim cu personalul și nu putem asigura continuitate. La ora actuală, în cele 12 spitale din județ există peste 3600 de paturi, dintre care aproximativ 2900 sunt și contractabile, adică pot fi decontate.